Haideți să deschidem cuvântul Dumnezeu la cartea scrisă de prorocul Isaia, la capitolul 9 și să citim împreună versetul 6 și versetul 7. Isaia, capitolul 9, de la versetul 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părinte al veșnicilor, domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Tată Ceresc, stăm și în această dimineață cu smerenie înaintea Ta. Venim, Doamne, cu o inimă care te dorește pe tine. Dorim, Doamne, să te cunoaște mai mult. Dorim, Doamne, să ne vorbești nevoilor noastre. Și te rugăm, Tată Ceresc, ca încă o dată să ne facă să simțim bucuria fi întrupării Fiului Tău, iubit Iisus Hristos. O, Doamne, ajută-ne să o simțim nu numai acum în perioada aceasta, ci în fiecare zi, Doamne, să simțim biruința, să simțim, Doamne, autoritatea care o primim prin faptul că suntem copii ai Tăi. Vă mulțumim, Doamne, pentru această dimineață și pentru mesajul acesta. Te rog ca Tu să-l îmbraci cu putere și pe noi, Doamne, să ne ajuți să fim smeriți și să ascultăm întru totul de Tine. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Deși în jurul nostru nu se vede așa de mult, se apropie Crăciunul. Încercăm să ne uităm în inima noastră, încercăm să ne uităm în memoria noastră și să comparăm cum a fost odată când noi eram mai tineri sau mai mici și facem o comparație, ne dăm seama că poate ceva pe drum s-a pierdut. Însă aș vrea să vă spun ceva. Chiar dacă în jurul nostru lumea se schimbă și circumstanțele se schimbă, bucuria nașterii Domnului Iisus Hristos a trebuit să fie aceeași. A trebuit să putem să o simțim la fel de mult în fiecare an. Și dacă nu mai simțim la fel, Probabil ceva s-a pierdut și în noi. De aceea, în această dimineață, vă invit să facem împreună o analiză a Crăciunului. Vom lua uh, patru perspective, vom avea patru uh, opriri la care vom uh, poposi câte puțin, și aș vrea astăzi să putem analiza împreună biografia Crăciunului. De unde s-a născut el uh, ca și sărbătoare în scriptură? De un, cum știm noi că Scriptura sprijină cu adevărat întruparea Domnului Iisus Hristos? Și de multe ori auzim întrebări în jurul nostru, oameni care spun, de unde știm și putem avea noi încredere în Evanghelie? Chiar ascultam zile trecute un om, care, un erudit, care spunea că în Scriptură sunt peste 400.000 de, de greșeli între manuscrisele Scripturii. Și cum putem să avem încredere când găsim așa de multe inconcordanțe între unul și celălalt? Și vin mulți și spun că istoria aceasta a fost creată de biserică, de imperiu roman, pentru a aduce oamenii împreună și pentru a-i manipula într-un fel, pentru a-i strânge la oaltă să crească imperiu. Și am vrea astăzi să ne uităm la biografia aceasta a Crăciunului din Scriptură. Apoi vrem să privim câteva obiecții despre Crăciun, apoi vom privi, în al treilea rând, necesitatea Crăciunului și, în al patrulea rând, Sărbătorirea Crăciunului sau cum să-l sărbătorim. Așa că, fără să mai zăbovim prea mult, intrăm în prima parte și anume biografia Crăciunului. Atunci când vorbim despre biografia Crăciunului, pentru noi nu există altă biografie decât ceea ce numim Cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să putem să avem încredere în Evanghelie, va trebui mai întâi să vedem cum a ajuns cuvântul acesta la noi astăzi. E adevărat, eu nu am fost acolo când îngerii uh, au apărut pe câmp în Betlem, n-am fost acolo să, să fiu lângă Maria, să văd pruncul Iisus și astăzi m-am născut, am găsit o carte și niște povești care mi se spun despre El, despre ce a făcut El, cine a fost El. Însă oare putem să avem noi încredere în cuvântul acesta lui Dumnezeu? Putem să avem încredere că n-a fost modificat în aceste două milenii care au trecut până aici? Ei bine... Privind în istoria Cuvântului Dumnezeu și a Evanghelilor, vedem că ele au început să fie puse împreună undeva în secolul al IV-lea. După ce împăratul Constantin se convertește la creștinism, își dă seama că este nevoie ca cuvintele scrise de apostoli și de oamenii lui Dumnezeu să fie puse împreună. Și mai era încă un motiv important. Deja trecuseră ceva vreme de când apostolii trecuseră la Domnul și începuseră să se strecoare tot felul de rezii. Și atunci au zis, împreună cu teologii, cu mai mari biserici, de atunci au zis, e nevoie să putem să vedem ce este Scriptură și ce nu este Scriptură. Și atunci au pornit un proces de canonizare sau de strângere la oaltă a scriilor care fac parte din Scriptură. Și totuși putem să ne întrebăm și noi oare cum au trăit acești oameni prin creștini până la sfârșitul secolului al IV-lea fără să aibă Biblia așa cum avem noi astăzi. Oare cum reușeau să-l slujească pe Dumnezeu? Și există uh, patru principii care, care s-au găsit în viața primilor creștini și unul dintre ele a fost uh, Scriptura Vechiului Testament. Primii creștini recitau, citeau Vechiul Testament, citeau prorocile despre lucrarea care s-a împlinit prin Domnul Isus Hristos. Și aceasta o găsim și în epistolele scrise de Apostolul Pavel, care au început să apară printre ei. Deci printre aceste scrieri la Vechiul Testament și epistolele scrise de Apostolul Pavel. Apoi, între creștini exista această transmise orală. Adică, chiar la câteva luni după crucificare, în istorie se datează că au început să se creeze tot felul de uh, povestioare sau de crezuri care creștinii le rosteau. Așa cum noi învățăm rugăciunea aceasta ca pe o poezie Tatăl nostru, așa învățau ei crezuri despre Domnul Isus Hristos. Și, de exemplu, unul dintre ele, îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 15, la versetul 3 și 4, auziți ce spune un crez care circula printre creștini până când să fie pus și scris de Apostolul Pavel. Crezul acesta era, v-am scris înainte de toate, așa cum am primit și eu, pentru că se vorbea și se rostea. Și uitați crezul, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Ce este interesant aici de observat este faptul că Apostolul Pavel se convertește cam la 2 ani după crucificare și în jur de 6 și 9 ani după crucificare începe să scrie aceste epistole către biserici. Ceea ce înseamnă că în jur de 5-6 ani după crucificare circula crezul acesta. Că Iisus Hristos a murit, a înviat, așa cum spun Scripturile în Vechiul Testament. Și așa cum circulă vorba aceasta din gură în gură, prin transmisie orală. Al treilea mod prin care se întreținea cunoștința despre Lui Dumnezeu este prin cântări. Toate cunoștințele acestea teologice erau puse în cântări și uitați cât de ușor este să înveți o cântare auzind-o, repetând-o și apoi să o duci mai departe, să o înveți și copiii, să o cânte și prietenii, să se cânte și acasă și găsim pe apostol cântând chiar și în închisoare. Iar al, al patrulea rând este prin sacramente, adică prin ceea ce Dumnezeu a instituit ca anumite obiceiuri sfinte în biserică de respectat și anume botezul și cina Domnului. Acestea erau patru metode principale prin care uh, cunoștința despre Dumnezeu s-a întreținut vie până când am reușit să, cu oamenii lui Dumnezeu au reușit să strângă la oaltă uh, cele 27 de cărți ale Noului Testament. Acum, stăm și ne întrebăm, oare nu cumva cuvântul lui Dumnezeu este o invenție a bisericii catolice pe vremea aceea? Oare nu cumva Anumite persoane cu interese mai mari au încercat să se strecoare și să pună anumite cărți care nu erau chiar ele scriptură și să le pună aici la oaltă. Ca să răspundem la această întrebare, va trebui să cunoaștem foarte bine criteriul după care era strâns și după care a fost colecționat uh, Noul Testament. Și există aici uh, trei principale criterii. În primul rând, nu putea fi adăugată în Noul Testament nicio scriere care să nu aibă o origine apostolică. Adică o scriere care să fină de la un apostol, de la un ucenic, care să fie umblat cu Domnul Iisus Hristos, care să fie ascultat acele lucruri, să le fi văzut cu ochii lui și apoi să le transmită mai departe, pentru că el era cea mai sigură sursă, cel mai aproape de Domnul Iisus. Sau o scriere să fie autorizată de un apostol, să fie scrisă în, viața, în timp ce apostolul era în viață, și să fie să aibă autorizația lui, să aibă aprobarea lui, că aceasta este sub călăuzirea Duhului Sfânt. Un al doilea criteriu era faptul că aceste manuscrise trebuiau să fie recunoscute de bisericile răspândite ale lui Dumnezeu. Nu puteam să scoatem o carte de undeva de sub masă și să spunem, uite încă una, haideți să o punem și să o folosim ca scriptură ci s-a folosit acest criteriu a scrierilor care erau în circulare la vremea aceea și care erau considerate de biserică ca și fiind inspirate, ca și fiind cuvânt al lui Dumnezeu. Și apoi, în al treilea criteriu, era acesta al conținutului uh, cărții respective. Nu putea să fie adăugată nicio carte, chiar dacă părea că vine de la cineva cu autoritate, care să contrazică doctrina propovăduită de apostoli. Citați ce spune Apostolul Pavel că dacă s-ar coborî un înger să vină să ne dea o altă carte care contrazice Evanghelia și doctrina vestită înainte, să o respingem. De ce? Pentru că ea contrazice ceea ce a fost prăpăvodit prima dată și la început. Așa că, având o claritate mai mare despre Noul Testament, aș vrea să ne imaginăm acum că suntem împreună cu Apostolul Petru. Ne aflăm undeva la Roma, Imperiul este în tulburare. Petru este pe, uh, îmbătrânit, este pe moarte și lângă el se află uh, un ucenic de-a lui pe nume Marcu, Ioan Marcu. Și Petru stând, poate undeva acolo lângă el, Marcu așezat la masă cu, uh, uh, cu condeiul în mână, cu uh, în fața lui având uh, papirusul sau pe ceea ce se scria, apostolul Petru îi dicta, apostolul Petru îi povestea și Ioan Marcu scria și nota ceea ce apostolul spunea. Aș vrea să ne gândim că pe vremea aceea nu era autocorector, pe vremea aceea nu era lumini ca și astăzi, pe vremea aceea poate stătea undeva la o lumânare care pulpoia și trebuia cu greu să reușească să scrie ceea ce uh, apostolul spusese și ceea ce învățase de la apostolul Petru. Acesta este modul în care Evanghelia lui Marcu a fost scrisă. Și asta ne duce la o altă întrebare legată despre biografia Domnului Isus Hristos, adică biografia Crăciunului. Cum se poate să avem în canonul nostru, între cele 27 de cărți, cum se poate să avem două cărți scrise de două persoane care nu sunt dintre ucenici? Pa mai mult, cum se poate ca cele două persoane să nu fie martori oculari? Imaginați-vă că eu, dumneavoastră, ați merge, pe, ați merge și ați vedea poate un meci de fotbal, ați văzut meciul, veniți acasă, eu nu m-am uitat și vă spun cum a fost meciul eu, care n-am fost acolo și nu știu nimic. Ar suna puțin straniu. E bine, asta sună straniu pentru mulți oameni, pentru că în, în, între Evanghelii, dintre cele patru, Evanghelia scrisă de Marcu și Evanghelia scrisă de Luca, sunt, provin de la două persoane care nu au fost printre ucenici și care nu au fost martori Și ca să rezolvăm și problema aceasta, vedem în istorie că prima dintre Evanghelii care a fost scrisă a fost Evanghelia scrisă de Marcu. Așa cum am spus mai devreme, dictată sau povestită de Petru. Și dacă ne uităm în istorie după Evanghelia scrisă de Marcu, bazată pe ea, a fost scrisă Evanghelia scrisă de Matei și de Luca. Cu alte cuvinte, dacă Matei, care a fost un martor ocular, unul dintre ucenici, Vameșul, dacă el ar fi observat în scrierea lui Marcu de Vier sau ceva ce nu corespunde, atunci ar fi putut să corecteze și ar fi putut să contrazică. Dar faptul că întâi a fost scrisă Marcu și apoi Matei, ne certifică faptul că Matei a fost într totul de acord cu ceea ce a spus Marcu, chiar dacă Marcu n-a fost printre ucenici, chiar dacă n-a umblat cu Domnul Iisus Hristos. Și asta ne ajută să dăm autoritate și să înțelegem autoritatea Cuvântului Dumnezeu dată de aprobarea unui apostol. Același lucru se, numește, se întâmplă și cu Luca, fiind apropiat al lui Pavel, care spune la început că îi povestește lui Teofil, dacă citiți la început că deși sunt multe scrieri, spune Teofile, vreau să auzi și din partea mea vreau să-ți povestesc și eu așa cum am colecționat de la Apostolul Pavel și la ceilalți ucenici, el fiind un doctor fiind un om de știință adunând tot felul de date concrete scrie și el o altă fiind apoi uh, atestată de ceilalți ucenici și apostoli Acum sunt oameni care încă se întreabă privind toate acestea lucruri, totuși Evangheliile nu vin cu numele autorului pe ele. Nu sunt ca și scrierile lui Pavel în care el se recomandă, în care se descrie și spune cine este. Și multe dintre ele sunt anonime. Și spun oamenii, cum putem să avem încredere în niște scrieri care vin de la niște anonimi și le s-a pus o etichetă, le s-a pus un nume, ca a scris-o Matei, ca a scris-o Marcu, ca a scris-o Luca și că a scris-o Ioan. E bine, împotriva acestui argument, sunt câteva fapte uh, logice care ne ajută să înțelegem de ce nu funcționează. Haideți să construim împreună uh, ecuația a eșecului unei conspirații din acestea din secolul I. Haideți să ne gândim că am văzut lucrarea Domnului Isus, i-am văzut pe ucenici și zicem e momentul nostru să inventăm o religie din asta falsă. Haideți să inventăm și noi niște scrieri, niște povestiri și să facem cumva să o răspândim cât mai mult la oameni ca să promovăm... Uh, o altă evanghelie, o altă, ceea ce noi credem că trebuie să, să, facem cu poporul acesta. Ei bine, dacă ar fi să facem asta, am căutat să punem numele acestor cărți, numele unor persoane importante, cum ar fi, poate am putea să o numim Evanghelia scrisă de Maria, ar suna extraordinar, nu-i așa? Am putea să o numim Evanghelia scrisă de Pavel, am putea pune niște nume grele care să dea autoritate. Și dați vă totuși că oamenii și ucenicii au pus numele adevărat al lor, care ar fi fost cheia eșecului. Să pui numele unor necunoscuți care nici nu au fost acolo, să-i pui numele Luca, să-i pui Marco, care n-a avut nicio treabă cu Domnul Isus și nici n-a umblat cu el să-l audă, să-l vadă și să mărturisească minunile lui. Și apoi, cum poți să-i pui numele Matei? Matei era un vameș. Matei era probabil considerat ca ultima clasă dintre cetățenii Israelului pentru că lucra pentru Imperiul Roman, strângea taxe, era un trădător. Și să-i pui numele biografiei Domnului Iisus Hristos atribuite lui Matei. Contrazice logica și contrazice orice strategie care ar fi putut să aducă vreun succes. Și totuși, Evangheliile poartă numele acestor patru uh, scriitori. Și interesant este că, deși ai citat multă dezbatere în istoria Noului Testament, despre evanghelii nimeni nu a avut nicio obiecție. Ci toți au recunoscut și au zis, așa este. Și asta... Acestea fiind spuse, cred că putem să ne bucurăm că Dumnezeu, timp de 2000 de ani, ne-a menținut această posibilitate să ne putem întoarce în istorie și să putem spune, da, ceea ce am în mână astăzi este ceea ce au scris apostolii, ceea ce au scris oamenii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a îngrijit ca procesul acesta să funcționeze. Aș vrea să mai aduc încă două lucruri în atenția dumneavoastră. Unul dintre ele este distanța de timp dintre moartea Domnului Iisus Hristos, învierea Lui, și momentul în care se scriu Evanghelile. Este cam greu să-ți aduci aminte după 30 de ani detaliile pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit. Este greu să-ți aduci aminte toate minunile Lui. Este greu să-ți aduci aminte cronologia, de aceea există foarte multe suspiciuni din partea anumitor oameni și spun, e bine, distanța asta de timp între moartea Domnului Isus Hristos și scrierea Evanghelilor ne arată că acolo a existat spațiu de manipulare, a existat spațiu de a schimba ceva. Acum, cei care studiază partea aceasta a manuscriselor în istorie scot la iveală niște date pe care pe noi, ca și creștini, ne bucură foarte mult. De exemplu, Alexandru Macedon se știe că este un personaj real, un personaj istoric care a existat și deși el a murit în anul 325 înainte de Hristos, prima lui biografie a fost scrisă de-abia după 400 de ani. Timp de 400 de ani, povestiri despre Alexandru Macedon s-au zis din gură în gură, oral, povestite ca și unele poate cântate, poate uh, s-au făcut și piese de teatru după ele și după 400 de ani se scrie despre el. Și noi ne bazăm pe ceea ce este scris după 400 de ani. Și când privim spre Isus Hristos, îl găsim că doar după aproape 30 de ani, 25-30, încep să apară primele scrieri. Nu există document sau nu există fapt istoric documentat mai bine ca și nașterea, ca și lucrarea, ca și moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Și aceasta ne dă nouă astăzi bucuria și tăria să putem spune încă o dată: Domnul nostru este un Dumnezeu măreț, Dumnezeu real și în Dumnezeu care putem să avem încredere. Să nu mai acceptăm astăzi, aveam și o discuție cu un vecin de-al meu, puțin mai liberal. Vine într-o zi și îmi zicea că. Mătușa lui studia, a studiat teologie și ea știe cum a fost cu canonul, ea știe cum s-a pus deoparte Biblia, că de fapt e nevoie doar relație cu Dumnezeu, nu poți să ai prea mare încredere în ea. Și mi-am dat seama că avem de-a face cu un om care nu-și cunoaște materialul. Avem de-a face un om care n-a știut adevărul și a fost înșelat de afirmațiile acestea. Publicitare care apar pe tot felul de canale, ca uh, History, și se fac tot felul de documentare în care găsim mormântul lui Isus, găsim uh, cearșaful, găsim tot felul de lucruri. Și pentru că suntem neinformați, cădem și noi în capcana. Ca și concluzie, canonul Noului Testament nu a fost creat de Biserică. Biserica a fost doar aceea care l-a recunoscut. Biserica a fost aceea care a zis, aceasta este scriptură. Aceasta nu este Scriptură și aceasta este Scriptură aplicând cele trei criterii care le-am spus mai devreme. Cu alte cuvinte, biserica a fost ca și un grănicer de la vamă, spunând lăsând să treacă doar cei care sunt cetățeni români. Cerea actele la fiecare și spunea, tu poți să treci. Dar dacă venea un spaniol, de exemplu, nu îl făcea român și îl lăsa să treacă. La fel și biserica și au fost foarte multe... Uh, controverse, chiar aprinse uneori pentru că oamenii au vrut să știe cu certitudine că ceea ce punem în canon este cu adevărat Scriptură și că nu se înfilipează nimic. De aceea îi mulțumim Dumnezeu pentru acest criteriu și dacă ar fi să îl comparăm cu Coranul. Ni se spune astăzi că Coranul a fost în mod miraculos prezervat până în zilele noastre, până la cea mai mică literă. Și chiar lunile trecute apare un teolog musulman care spune, s-a scăpat undeva într-un interviu și spunând că această povestire generală a prezervării coronului are găuri în ea, adică nu se susține. Și atunci au început oamenii să sape mai adânc și au descoperit că, de fapt, Coranul se crede că este prezervat, însă doar după ce un calif pe nume Husman a luat toate Coranurile de atunci le-a pe cele pe care credea că nu sunt potrivite și a păstrat numai cel pe care el credea că este cel veritabil. De aceea putem astăzi să ne bucurăm că Domnul nostru, prin modul în care lăsa să fie transmisă Scriptura, prin copiere și recopiere și recopiere, un sistem care ne ajută astăzi să putem să luăm un document de aici, să-l comparăm cu unul din, alt, din altă țară, din altă epocă și să vedem că cele 400.000 de diferențe, 99% sunt doar diferențe de o literă. Sunt doar diferențe de scribului care i-a scăpat puțin pixul sau o literă în greacă care seamănă cu alta. Și celelalte, care sunt mai importante, sunt doar sinonime. În anumite locuri, în loc de Dumnezeu, apare Hristos, ceea ce nu afectează teologia noastră. Putem astăzi să lăudăm pe Dumnezeu pentru că putem avea încredere în biografia lui, care s-a menținut până astăzi cu încredere. Punctul numărul 2. Acum că am văzut biografia Crăciunului. Aș vrea să privim la câteva obiecții care se aduc despre Crăciun. Primul dintre ele este că Crăciunul este o sărbătoare păgână. Pentru că îl sărbătorim pe 25 decembrie, nu știm când s-a născut Domnul Isus. cercetătorul spune că ar fi 20 mai, alții îl mută mai spre aprilie. Nu suntem siguri nici de anul în care Domnul Isus Hristos a născut. Calculele ar fi cam între anul 6 și 4 înainte de Domnul Iisus Hristos, pentru că descoperim tot felul de lucruri uh, istorice și legăm despre împărații din acea vreme, uh, despre domnitorii din generalii care erau în, în zona aceeași și se pot trasa datele și se pot face niște calcule mai bune. Însă, obiecția aceasta, cred că este una destul de slabă. Și aș vrea să privim două lucruri importante. În primul rând, de ce Dumnezeu a lăsat sărbătorile pentru poporul lui? Haideți să privim în Vechiul Testament și să vedem că Dumnezeu poruncește sărbători. Dumnezeu poruncește nu doar sărbătorile, Dumnezeu poruncește și cum să se facă sărbătorile. De ce? Pentru că era modul în care poporul putea să-și amintească despre ceea ce spunea Dumnezeu și era modul în care puteai să transmiți din generație în generație și să-ți reamintești și să întărești un adevăr pe care Dumnezeu îl instaurase. De aceea, sărbătorile sunt porunca lui Dumnezeu. Și acum să spunem că Crăciunul, noi n-ar trebui să-l sărbătorim pentru că el se desfășoară pe data de 25 decembrie. Probabil am comite o altă eroare. Și haideți să ne gândim la următorul lucru. Haideți să ne gândim la o casă, la o familie care nu-l are pe Dumnezeu și care, la fel ca în primele secole, pe 25 decembrie, sărbătorește sărbătoarea aceasta a soarelui și se îmbată, se dansează, se face dezmăț acolo. Și acești oameni se întorc la Dumnezeu. Și în loc pe masă să existe sticla de vin, a pus cuvântul lui Dumnezeu. Cred că sărbătoarea aceasta are un rol deosebit de a înlocui în viața poporului Dumnezeu obiceiurile păgâne. Și faptul că în secolul III, Papa Paul I., Înlocuiește această sărbătoare păgână și pune Crăciunul pe data de 25 decembrie. Cred că a fost o, lucr o mișcare deosebită pentru a spune oamenilor, până acum, ați băut, v-ați închinat dracilor, ați dansat și ați făcut ce ați vrut voi de sărbătoarea acesta pentru Zeul Soare. Vreau să vă spun ceva. Există un Dumnezeu mai măreț care este viu și adevărat și aș vrea în locul lui să sărbătorim dar nu cu băutură, nu cu dansuri, nu cu lucruri acestea, ci vrem să-i cântăm, vrem să citim Scriptura și vrem să ne rugăm. De aceea, să spunem că nu ar trebui să sărbătorim Crăciunul, pe data de că este pus în locul unei sărbători păgâne. Cred că este un argument slab. Pentru că dacă ar fi să ne uităm la lucrurile păgâne din viața noastră, și dați-mi voi doar să aduc câteva în atenție. De exemplu, știați că în biserică scaunele sunt de origine păgână? Știați că Biserica Primară, până undeva în evul mediu, stăteau în picioare și apoi a fost luată ideea aceasta de scaune de la uh, teatrele grecești, ca oamenii să stea mai comozi și să, să, să fim aici ca la teatru. Asta înseamnă că ar trebui să dăm scaune la o parte din biserică. Amvonul, de exemplu, în Biserica Primară nu a existat până târziu. Și apoi a fost luat din anumite temple păgâne și a dus în biserică. Și pentru noi Amvonul este un loc deosebit, pentru că spunem că nu oricine se poate urca și vorbi de aici. Uh, de exemplu, corul are origine păgână pentru biserica creștină. La început nu erau coruri în biserică, ci doar undeva în secolul al IV-lea, după ce este oprită martirizarea creștinilor, atunci când biserica începe să se organizeze, se ia această idee de cor de la sărbătorile romane, care începeau tot timpul cu anumite compoziții muzicale. Asta ar însemna că ar trebui să renunțăm și la cor pentru că are origine păgână. Și dacă ar fi să le luăm pe rând, am vorbit despre instrumente, despre orchestră, despre uh, cum arată biserica, cum arată așezarea. Apropo, știați că programul acesta de, pe care îl avem noi de desfășurare, să avem o tipologie, are origine păgână. Biserica primară nu avea un program, nu avea o, uh, uh, o conduită după care să știi că programul normal se desfășoară așa. Se cântă, se citește, se roagă. Se... Și acesta a fost doar aduse mai târziu uh, de reformatori și în special de Luther. De ce am adus aceste lucruri în atenția noastră? Pentru că dacă ne legăm așa de tare de, de această idee de origine păgână, s-ar putea să uităm cealaltă parte și să ne scape din vedere beneficiile și ce ar putea să aducă ca și binecuvântare atunci când substituie ceva greșit și noi îl implementăm în mod corect. Acum, o altă obiecție legată de Crăciun este numele. Și noi, românii, avem o problemă că de multe ori credem că istoria a început cu noi și o să se termine cu noi. De multe ori încercăm să facem tot felul de teorii după limba română. Ceea ce cred că este greșit și doar un om care nu este sincer și nu vrea să caute adevărul dincolo de aparențe va cădea în capcana aceasta. De exemplu, uitați-vă doar conceptul acesta de Crăciun, numai în spaniolă înseamnă Navidad. Îi spunem Navidad. În italian îi se spune Nadale. În francez îi se spune Noel. Și toate acestea sunt cuvinte care au la rădăcină cuvântul naștere, care pleacă din cuvântul latinesc pentru aceasta, pentru naștere. Și acum, pentru că noi în România conceptul acesta al nașterii îl numim în mod tradițional Crăciun, ar trebui să desfințăm. Ceea ce cred că este o greșeală foarte mare. Unii poate vor spune în engleză că înseamnă Christmas, adică Hristos, și Misa. Am încercat să, să văd și eu explicațiile care le dau oamenii mai citiți ca noi și de exemplu mi-a plăcut o explicație a unui lingvist, spunea de exemplu că cuvântul Chris Christmas vine de la Misha, care în, 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 în ebraică înseamnă azimi. Ceea ce ar fi o situație foarte frumoasă. Iisus Hristos, azima noastră. Isus Hristos, paștele nostru. Mi-ar plăcea să, să mergem poate în direcția aceea și nu să ne închidem tot timpul în teorii din acestea conspiraționale, poate că și în română de multe ori dăm conotația aceasta cu Crăciun, Moș Crăciun, personajul acesta al folclorului nostru și căutăm și alte explicații și cred că atunci când nu ți se poate da o... nu ți se spune clar aceasta este roginea, ci se spune este o dezbatere foarte deschisă, probabil ar trebui să fim și noi mai rezervați puțin și să nu închidem repede de aici vine, asta înseamnă punct. Ceea ce vedeam și în folclorul nostru sau în originea cuvântului nostru, există și o explicație pentru origine latină. De exemplu, cuvântul Crăciun ar putea însemna creatonem, adică că ar duce spre creație, spre incarnare. Și mi-ar plăcea, poate ca și creștin să, să privim dincolo de dezbaterile acestea și de folclorul nostru. Pentru că, vă spun sincer, atunci când mă gândesc la cuvântul Crăciun, Mă gândesc la Domnul nostru care s-a îndrupat. Și nu cred că este nimeni aici care s-ar împiedica și a zice nu, eu mă gândesc la Zeu, nu știu care. Cred că fiecare am reușit să fim maturi și să dezvoltăm, ca așa-l numim noi în limba română, nicio problemă. Putem să-i spunem și nașterea Domnului, este frumos, este deosebit, însă ca să ne înțeleagă toată lumea, îl putem spune Crăciun și să încercăm să zicem, probabil vine din originea aceasta latină care vorbește despre încarnare și despre întruparea Domnului Isus Hristos. Și vreau să spun care este problema la ceea ce au încercat mulți oameni să facă. Până acum, acei care erau ultra-extremiști în privința aceasta scoteau afară Crăciun, sărbătoare, păgână, și au zis, nu mai trebuie să sărbătorim, trebuie să-L să desfințăm pentru că este păgân. Și acum, în ultimii ani, începe în America să se lanseze această idee de să-L scoatem pe Hristos din Crăciun. Adică să avem sărbătoare, dar să nu avem pe Hristos. Și noi de Christmas îi spunem x deși și X-ul acesta este o bază pentru cuvântul Hristos din greacă, dar sună mai diferit față de Hristos. Și au început extremiștii noștri să-și dea seama că au bătut apa în pio degeaba, și acum când Isus Hristos începe să fie scos din societate, din sărbătoare, începe să nu le mai placă. Și vor să-L aducem înapoi pe Hristos. Și vrem să avem o sărbătoare creștină și unul una păgână. Pentru că așa e de multe ori când dăm fără să privim doi pași mai departe. E ușor să bați, e ușor să vii cu teorii, e ușor să dărâmi. Dar să nu vezi ce va veni după ce ai dărâmat. De aceea, dacă îl scoatem pe Iisus Hristos în această sărbătoare, ce o să vină în locul Lui? Ce o să se oamenii în locul Lui? la ce o să se gândească. De aceea, aș vrea în această dimineață să fim atenți, să fim înțelepți, să nu ne blocăm în uh, lucruri care uh, ne-ar putea pune în contradicții și în discuții și unii împotriva altora, ci haide să privim dincolo de acesta și să privim la adevărată însemnătatea sărbătorii. Apoi, în al treilea rând, aș vrea să vorbim despre necesitatea Crăciunului. Dacă... N-ar fi bine să-l desfințăm, totuși, de ce să nu-l desfințăm? De ce avem nevoie de el? În primul rând, avem nevoie de Crăciun pentru că Emanuel. Avem nevoie de Crăciun pentru că Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu nu este ca un călător pierdut care a venit și a plecat și nu mai știm nimic despre el ci Domnul Iisus Hristos a spus că El este Emanuel, Dumnezeul care vine să rămână, să fie cu noi. De ce avem nevoie să sărbătorim sărbătoarea aceasta Crăciunului? Ca să sărbătorim că Dumnezeul nostru este cu noi. Un al doilea argument de ce este important să sărbătorim nașterea, întruparea Domnului Iisus Hristos este pentru că trebuie să vestim întruparea lui Dumnezeu. Și sună identic cu ceea ce am spus înainte, însă nu este. Detaliile fac diferența. Este nevoie să sărbătorim nu doar moartea și învierea Domnului Isus Hristos, ci trebuie să sărbătorim întruparea Domnului Isus Hristos. Uitați, haideți să citim un verset care ne ajută să înțelegem mai bine. Evrei, capitolul 2, versetul 14. Aici vom găsi cu adevărat însemnătatea Crăciunului pentru noi. Și doar ce spune. Astfel dar, Doarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii. Adică, cum ar veni, dacă voi, ca și oameni, sunteți carne, sunteți sânge, tot așa El însuși, adică Isus Hristos, a fost deopotrivă părtaș la ele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a trebuit să se facă și El carne și sânge. Și uitați de ce Dumnezeu a trebuit să se facă carne și sânge. Prin moarte. Cu alte cuvinte. Dumnezeu a trebuit să se facă carne ca să poată muri. Și a murit, uitați ce spune, ca să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Crăciunul pentru noi este o necesitate pe care trebuie să sărbătorim, pentru că trebuie să vestim că Dumnezeu s-a întrupat în trup de carne și sânge. Ceea ce pentru uh, oameni este de neînțeles și contradictorii. Cum poți să pui infinitul într-un corp de carne? Dacă îi spune unui musulman că Alah s-ar întrupa sau ar avea un fiu, l-ai jigni. Însă acesta este adevărul uh, principal care stă la baza Evangheliei, că Isus Hristos s-a întrupat. Și vreau să citim versetul care l-am citit la început, din Isaia, capitolul 9, versetul 6. Și uitați ce ascundea Vechiul Testament, prorocia despre Domnul Isus Hristos, uitați ce ascundea, de fapt. Căci un copil Ni s-a născut un copil care are fire pământească, părtași sângelui și cărnica ca și noi. Un fiu ni s-a dat. Un fiu care are uh, fire divină. De aceea profetul și ne spune că acest fiu va fi 100% om și 100% Dumnezeu. Și noi avem obligația prin sărbătoarea aceasta să proclamăm că Isus Hristos Domnul a venit și s-a întrupat. Un alt argument pentru care să sprijine uh, druparea Domnului Isus Hristos și Dumnezeirea Lui se găsește în Daniel. M-am întrebat de multe ori, Doamne, de ce te-au strigat și de ce te-ai numit tu însuți Fiul Omului? De ce, Doamne, n-ai spus, eu sunt Fiul Lui Dumnezeu întotdeauna? De ce ai lăsat deschisă și porțiunea aceasta în care să, să punem cumva la îndoială fiul omului în ce sens? Că semănă cu omul, că a venit să se identifice cu noi. Dar de ce, Doamne, oamenilor nu le-ai spus mai direct? Și le-ai spus că tu ești fiul omului. De ce nu le-ai spus că ești divin? Și apoi am înțeles mai târziu că de fiecare dată când Dumnezeu le spunea poporului cu care se împrejmuia atunci că el este fiul omului, de fapt le spunea mai clar ca niciodată, care este originea lui. Haideți să citim. Daniel, capitolul 7, versetul 13 și 14. Uitați ce spune Daniel despre el. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus și uitați ce se dă acestui fiu al omului. I s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească, pentru ca să slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Și uitați versetul partea, partea finală. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum. Și împărăția lui nu va fi luată, nu va fi niciodată nimicită. Atunci când Domnul Iisus Hristos spunea, eu sunt fiul omului, arătați pe Vechiul Testament și arătați pe prorocia aceasta, spunând, eu sunt fiul acela care trebuia să vină cu slavă, trebuia să vină cu putere și care va primi o împărăție care nu va fi luată de la el niciodată. De aceea suntem obligați să sărbătorim Crăciunul pentru a investi în truparea Domnului Iisus Hristos. Noi nu spunem ca și musulmani că Allah se află dincolo de tronul lui. El nu are cum să Intre în creație. Și noi suntem aceia care spunem: Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care a venit și a trăit printre noi, a suferit aceleași dureri ca ale noastre, a suferit aceleași uh, suferințe, foamete, frig, sete și este un Dumnezeu care ne cunoaște. Și atunci când spune despre noi că este în durerile noastre alături de noi, vorbim cu un Dumnezeu care știe ce spune. Al patrulea rând: Cum să sărbătorim Crăciunul? Și de multe ori stăm cu întrebarea aceasta, să împodobim, să nu împodobim, să cântăm, să nu cântăm. Și scotea mai devreme în evidență faptul că fiecare sărbătoare are nevoie de un specific. Nu poți să mergi la nuntă în haine de casă, când n mai fi sărbătoare, ai strica-o. Ci fiecare sărbătoare Dumnezeu o lăsa cu un specific. Și pentru noi așa este, e greu să deosebești uh, anumite decoruri de altele mai potrivite. E greu să faci o discernere corectă întotdeauna, dar avem obligația să înțelegem că o sărbătoare are nevoie de un specific. Și că Dumnezeu ne lasă libertatea să o împodobim cu decență, să o împodobim gândindu-ne la El, dar în același timp să fie o sărbătoare. De ce să sărbătorim sau cum să sărbătorim Crăciunul? Ei bine, cred că, în primul rând, nu ar trebui să sărbătorim Crăciunul sau nu ar trebui să sărbătorești Crăciunul dacă Isus Hristos nu este în centrul lui. Dacă Isus Hristos nu este în centrul sărbătorii, ar trebui să nu te pregătești deloc. Ar trebui să nu faci nimic. Ar trebui să nu împodobești casa, să nu împodobești bradul, să nu împodobești nimic, să nu te îmbraci special, dacă o faci doar ca să ieși în evidență. Dacă o faci ca să te simți fericit pentru că te-ai împodobit, pentru că ai pus în casă ceva, dacă asta te face fericit, nu sărbători Crăciunul. Nu împodobi casa și nu face cumpărături dacă nu ai alocat același timp pentru casă, pentru cumpărături, pentru pregătiri și pentru Dumnezeu, pentru rugăciune, pentru Evanghelie, dacă ai fost cumva acela care pentru casă, pentru un podobit, pentru pregătirea de sărbători, ai știu să faci timp și să sacrifici pentru el, dar pentru Dumnezeu n-ai pus un egal și ai zis, pentru Dumnezeu exact aceiași bani, pentru Dumnezeu exact același timp. dă-mi voi să spun că ar trebui să nu sărbătorești Crăciunul așa cum poate te-ai pregătit să-l pregătești, să-l sărbătorești. Dacă observați că copiii încep să se bucure că vin cadourile și uită de adevăratul cadou, probabil ar trebui să nu sărbătorim Crăciunul așa cum v-ați pregătit să-l sărbătoriți. Dacă n-ați dat aceiași bani care i-ați pus pentru mâncarea copioasă, pentru răsfățurile care ne le permitem și nu am pus și pentru cei săraci care nu au nimic, probabil ar trebui să nu sărbătorim Crăciunul așa cum ne-am pregătit să-l sărbătorim. De multe ori ne legăm de chestii de tradiție, ne legăm de date, când uităm că de fapt Crăciunul spune ceva despre fiecare dintre noi și spune ceva despre ceea ce iubim noi de fapt. Mi-aduc aminte că am citit cu ceva timp în urmă o poveste a unui jurnalist. Un om care intrase în tangență cu Cuvântul Dumnezeu, însă era un ateu convins și încerca să militeze pentru a dărâma orice argument pentru Dumnezeu. Și la un moment dat, șeful lui îi dă o temă să analizeze viața oamenilor sărați din orașul lui și îl scrie un articol despre ele. În timp ce scria acel articol, a dat peste o familie unde se afla o bunică cu două nepoțele, una de 11 ani și alta de 13 ani. Când a mers la ele prima dată, le-a găsit într-o cameră de hotel prăpădită, le arsese o cocioabă care aveau și ei, se mutaseră undeva acolo, ajutați cumva social și când a intrat, era gol, nu era niciun aragaz, o masă de bucătărie, o saltea și o mână de orez pe masă. Stând de vorbă cu ei și a dat seama că această femeie credea în Dumnezeu. Și cu toată pacea pe care o poți vedea pe fața cuiva, îi spunea, Dumnezeul nostru nu ne-a abandonat. Chiar dacă suntem așa cum suntem aici, Dumnezeul nostru vechează asupra noastră și Dumnezeul nostru nu ne-a abandonat. Marcat de aceste cuvinte, scrie un articol despre ei, merge vestea peste tot, se mobilizează oameni, le trimit mâncare, le trimit mobilă, le trimit haine groase. Fetițele acestea două, de 11 și 13 ani, aveau fiecare câte o rochiță subțire. Și aveau un hanorac, iar atunci când mergeam la școală, una și îl punea jumătate de drum, apoi cealaltă și îl punea a doua parte de drum până la școală. În această poveste, oamenii au început să dăruiască, să dea cât mai mult și să-i ajute. În ajunul Crăciunului, jurnalistul nostru se afla în biroul lui și mintea a zburat din nou la acea doamnă, săracă, dar fericită. Și el avea tot ce-i trebuie, dar nu avea credință și se vedea așa de gol pe dinăuntru. A zis, el trebuie să mă duc neapărat să văd ce mai face. S-a luat în mașină, s-a dus la ei și când deschide ușa, îi găsește cu casa plină și își dă seama că îi deranjează tocmai din faptul că ei se pregăteau să împacheteze și să ducă ceea ce primiseră în jurul lor la cei care nu aveau. Și a stat așa șocat și a spus, da' stați puțin, nu puteți măcar să vă bucurați puțin de ele, nu puteți să le puneți și să măcar anul ăsta și după Crăciun, după Revelion, le dați la ceilalți ce mai rămâne, nu puteți. Și a spus ea, vecinii noștri sunt în nevoie. Noi acum avem din belșug. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să dăm, pentru că asta vrea Iisus Hristos de la noi. Apoi spune, noi nu am făcut nimic ca să merităm toate astea, ci ele sunt un dar de la Dumnezeu. Însă vreau să zic ceva. Astea nu sunt cadoul cel mai mare. Cadoul cel mai mare îl sărbătorim mâine. Cadoul cel mai mare îl vom cânta mâine, când va fi sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Și acest om a plecat acasă cu o lecție pe care nu va uita în viața lui, pentru că poți să nu ai nimic, să ai credință în Hristos și să ai pace, să ai bucurie și să nu fii un arrogant și să nu fii doar pentru tine, ci poți să fii un om care să se gândească și la cei din jurul lui. Aș vrea totuși, în această dimineață, să ne punem o întrebare serioasă. Ce ar putea Dumnezeu să îndepărteze de la noi? Și după ce am îndepărtat acel lucru, să spunem, nu acesta este cadoul meu cel mai mare. Bucuria mea este în Hristos. Ce ar putea să ia Dumnezeu din viața noastră și să putem spune, eu am cadoul cel mai mare. Mă descurc și fără asta. Faceți-vă testul și haideți să facem testul acasă. Că dacă le luăm copiilor, copiilor, poate, jucăria lor de fiecare zi, care o butonează într-una, s-ar putea să dispară bucuria. Dacă Dumnezeu ne-ar lua mașina, dacă ar începe ca și la Iov, Dumnezeu să ne tragă câte un lucru pe rând, la care dintre ele am spune, Doamne, până aici că ăsta a fost cadou meu cel mai mare? Ce ar putea să ne ia Dumnezeu? Și să nu ne doară, pentru că avem adevăratul cadou pe Isus Hristos. Aș vrea astăzi să spun un lucru care. Sper să rămână în atenția noastră. Dacă ne-am analizat inima și avem alte cadouri care sunt mai importante decât Isus Hristos, deși cântăm despre El, deși spunem poezii și zicem că El este, dacă realitatea demonstrează că avem cadouri mai mari, probabil că ar trebui să nu mai sărbătorim Crăciunul acesta, așa cum am făcut-o până acum sau cum ne-a pregătit. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să Lăsăm ca Cuvântul Lui Dumnezeu să pătrundă în sufletele noastre. Am văzut care este biografia Crăciunului. Am văzut care sunt acuzațiile și care sunt obiecțiile noastre care le-am putea duce asupra Lui. Mai sunt altele, dar cele mai importante. Am văzut care este necesitatea Crăciunului. Și am văzut astăzi cum ar trebui să-L sărbătorim. Am văzut astăzi pe cine trebuie să punem în centru. Și aș vrea astăzi să ne facem testul acesta în rugăciune. Doamne, care ar fi lucrul acela care mi l-ai putea lua și să mă doară așa de tare, încât să nu mă bucur? Poate pentru cei care astăzi nu l-au pe Iisus Hristos ca cel mai mare dar al vieților, Crăciunul acesta ar trebui să fie un Crăciun al pocăinței. Dacă până acum am făcut din decorațiile acestea care sunt frumoase și sunt bune și sunt potrivite, dar dacă am făcut din sărbătoarea aceasta din tot ce înseamnă ea, am făcut ceva mai măreț, mai atractiv, mai plăcut decât Isus Hristos, probabil că ar trebui să ne oprim anul acesta. Probabil că ar trebui să dăm jos ornamentele și ar trebui să avem un Crăciun al pocăinței în care să-L punem pe Isus Hristos în centru. Și, dragii mei, dacă Isus Hristos este în centru sărbătorii noastre, putem să împodobim casa. Putem să împodobim ce vrem noi, putem să punem muzică, să-L slăvim pe Dumnezeu, pentru că El este darul nostru cel mai mare. Dar dacă nu este așa, haideți să avem un Crăciun al pocoinței. Și haideți să lăsăm ca fiecare Crăciun să facă o radiografie a inimii noastre și să ne arate ce iubim noi și ce prețuim mai mult. Haideți să ne rugăm.